ce face omul de fotbal, Sabău? Mai continuă în fotbal sau... Pentru că de antrenorat la antrenorat ai renunțat, ai spus, chiar vreau să te întreb de ce ai spus chestia asta, ai spus la un moment dat, stai să văd eu exact declarația, eu și meseria de antrenor nu mai suntem compatibili cu ce se cere în momentul de față, dacă nu pot să-mi fac meseria așa cum consider că am învățat-o în Italia, Olanda sau în alte părți, trebuie să renunț, nu vreau să fac compromisuri. Da, adică e foarte greu să fii antrenor, foarte greu... Pentru că trebuie să împaci pe toată lumea. Sunt conducători care trebuie să faci cum spun ei, nu poți să fii tu, nu poți să-ți aplici cunoștințele tale. Ești tot timpul condiționat, cine trebuie să joace, nu ți se oferă condiții foarte bine, bune, ești împărțit tot timpul. Deci nu știi cum să reacționezi, nu poți să ții în mână grupul de multe ori. Jucătorii sunt mai mult cu conducerea, discută și se sfătuiesc conducătorii cu jucătorii, dacă sunt bune antrenamentele, dacă se pricepe antrenorul, dacă e bine că joacă ăla, e bine că joacă celălalt. Autoritatea antrenorului scade foarte mult. Deci a devenit ca o jucărie antrenorul în ziua de azi în fotbal, un accesoriu, asta înțeleg. Da, adică trebuie să-l avem, că altfel... Da, și trebuie să fii prieten cu conducătorii, trebuie să faci ceea ce spun ei, să ții cont cam întotdeauna de ce spun ei, să nu-i superi, să nu-i contrazici. Da, e foarte greu așa în condițiile astea. Chiar dacă eu întotdeauna am încercat să am un respect deosebit față de cei care conduc echipele unde am fost, am încercat să colaborez, să informez cum era și normal și firesc, dar deciziile trebuie să le iei tu ca antrenor.